Relatorile presei din metropola newyorkeză pe tema mutării ambasadei României la Ierusalim fac înconjurul lumii. Comentariile fac referire la scandalul provocat de memorandumul adoptat de guvernul de la București privind relocarea ambasadei țării noastre de la Tel Aviv la Ierusalim. A fost adoptat, așa cum deja s-a aflat, a fost adoptat un memorandum în ședința de guvern. Voi discuta cu domnul președinte după adoptarea acestui memorandum. Inițiativa executivului a iscat o controversă între Palatul Victoria și Cotroceni, președintele Klaus Iohannis acuzând lipsa de transparență a guvernului Dăncilă cu privire la acest demers. Șeful statului român cataloghează măsura ca fiind o încălcare a dreptului internațional relevant. Poziția administrației prezidențiale este solidară soluției celor două state și care respectă decizia Organizației Națiunilor Unite, ce prevede că Tel Aviv este capitala Israelului. Rezoluția Consiliului de Securitate numărul 242 a fost aprobată de membrii acestui organism în unanimitate de voturi în urma războiului de 6 zile.